mergeți la vot duminică. Cum să nu? Dar știți de ce se votează, știu, nu? Știu, știu, pentru domnul Băsescu, pentru referendum. Referendum, da? Da. Și cum sunteți? Pentru da sau pentru nu? Pentru da. Pentru da. Ați mai vorbit cu vecinii, cu rudele, cu ei, să duc la vot? Să duc, să duc. Să duc și ei? Să duc. Deci îți hotărâți să meargă și să, da, să voteze? Da, da. E greu să știi și dintr-o pensie mică și sunt foarte bun la vot. E greu. Da, urmă, da, eu votez pentru că știu că ești o obligație cetățenească să mergi la vot, să spui părerea cu privire la evenimente, situații, probleme și așa mai departe. Corect. Vecinii, rudele, ce spun? Ați vorbit că ei merg și ei la vot? Ale mele merg. Dar ale dumneavoastră merg. Da, da. Rudele mele și copiii mei și genele meu și așa mai departe, toți mergem la vot. Acolo e obligația noastră să spunem cum îi spunem cu vot. Rudele, prietenii, cunoscuții, ați vorbit cu ei să duc la vot, nu să duc? Da. Merg la vot. Mergi la vot, da. Am înțeles. Vot? Da. Deci sunteți hotărât? Da, bineînțeles. Familia, ceilalți prieteni, vecini, ați vorbit? Toți, pe care toți am auzit, da. S-a asăzurat de mincinosul ăsta. Nică la vot sau nu? Da. Sunteți hotărât? Familia, rudele dumneavoastră, ce zic? Merg să duc la vot? Zic că mergi. Nu mergeți? Da. Vă duceți? Da. Rudele, familia, ați discutat cu dumnealor? În întregime, mergem cu toți. Întregime. Sunteți... Cum sunteți orientat? Adică sau v-ați gândit, v-ați hotărât? Da, ne-am gândit pentru o schimbare. Pentru o schimbare? Pentru o schimbare. Deci nu mai vreți să... Nu, ne-am săturat de minciuni. Care și sunt nemulțumirile pe care le aveți dumneavoastră în suflet? Am mințit țara și Occident a fost, a vorbit la punct de vedere a lui. Deci nu a fost un om sincer și a josit oamenii români. Răzgeala nu era datoria lui să vorbească cum trebuia să vorbească primul ministru. El a fost toate părți. Ministrul a fost marionetă care a avut toți ministrii. Păpușă de jucat, a făcut circ. Nu să, noi, el a luat de golan. Pierde situația, a plecat TNS-ul din țară, toată lumea pleacă, n-ai siguranța de mâine, amenințări, de el jignește jurnaliști, el jignește toată lumea. Deci dacă ies niște adevăr la realitate, el începe să te bac, fac, dreg, nu-i bătut în cui. Dar părerea mea trebuie făcut schimbat. Și se vede la televizor, el declară mai ce vrea, el și tot este motorizat. Deci ți-e frică să vorbești, vorbești la telefon că ești ascultat. Deci vorbești prin șoapte, cum vorbesc muții. Da. Deci nu se mai poate. Nu se mai poate că uite, unul ne-a ajuns. Se vede rezidelui de două mandate. Și așa în mare cum e opinia? Ce zic oamenii? În comun? Merg, nu se duc? Să duc? Merg. Da, e altceva? E un reportofon. 80%? Da. Cam 80% merg, nu? Merg. Dar ce, eu știu, ce-i determină pe oameni să meargă? Să meargă? Da. Schimbare. Schimbarea. Da. Alegi ceva mai bun. S-au săturat și vor... Să mai schimbi și față. Mai fi un trei mai bun ușor. Deci nu asta merge. Merge, cum să nu merge, asta e bună. Nu, că mai sunt unii care spun că, domnule, nu merg, că nu se ducă, nu știu ce. Nu, e adevărat, doamne, nu merg. Nu, da. Nu asta mergeți. Merge și băiatul, și am băiatul, da, băiat de 60 de ani, 60 de ani. Domnule, mulțumesc de domnule, da. Sănătate, că e cel mai important, da. Sănătatea. Deci sunteți decis și... Da, domnule, da, mergem la vot, cum să nu merge. Dar oamenii ce zic așa prin sat, să duc, nu să duc, ce... Da. Să duc. Eu așa majoritatea am auzit că merg. Merg. Merg, da, da. Am înțeles. Deci da. Nu zic că nu merg, că... Nu, nu, nu. Și sunt deciși să... Domnule, noi votăm. Noastră personal și cu familia, vă duceți la vot? Da, general, cum să vă duceți? Nu, că s-a vehiculat așa un zvon, că nu se duce lumea, că stau da, acolo. Da, lumea e abătă, dar se duce. Se duce. Da. Merge, merge. Aici în Urechiești cam cum e cu oamenii? Să duc, nu se duc? Ce mai discutat? Eu cred că o să ducă. O să ducă. O să meargă toți. Da, cred. Am înțeles. Da, majoritatea. Da. Eu n-am auzit pe niciunul spun să se ducă. Am înțeles. Nici eu n-am auzit. Da. Deci lumea e hotărâtă și vrea să... Da. Să meargă la vot și să... Sigur. Sigur. Sigur merge lumea la vot. Faceți duminică la vot sau nu? Mă duc la vot. Vă duceți, nu? Da. Sunteți hotărât? V-ați hotărât? Da. Da? Da? Facem un sondaj de opinie. Da, o să încerc, o să merg. Vă duceți, nu? Da. Familia, rudele, ați vorbit cu ei? Deocamdată nu sunt. Doar taică-mi e acasă, restul sunt plecați în afară. Dumnealui merge? Da, merge. E singur. Și așa, ca idee, oamenii ce zic în sat? Mare majoritate merg la vot. Merg la vot, nu? Să vadă ce schimbare o să producă. Sunt hotărâți să facă schimbare sau nu? Păi, cred că sunt hotărâți. Cum? Mergem la vot. Mergeți la vot? Da. Sunteți hotărât? Da, hotărât, sigur. Familia, rudele, ce spun?
spune că să fie cam așa schimbată. Să fie schimbată treaba. Da. Am înțeles. Nu se poate. Vecinii, oamenii prin sat ce spun? Așa sunt hotărâți că vor să... să se schimbe treaba. Am înțeles. Mulțimea hotărăști. Și majoritatea aud că vrea să fie treaba bună. Adică bun. Să se schimbe. Să nu se poate. Sunteți hotărâți? Da, da. Da, vrem schimbare sigur că trebuie. Familia, rudele, ce zic? Toți, eu suntem de acord, suntem de acord cu toți. Sunteți de acord cu toți? Suntem de acord, deci da. Cu mic, cu mare, vă duceți la... Da, da. Vă duceți la vot. Da, mă duc, ne ducem. Am înțeles. Păi, problema este cu pensiile mici. Da. Toate s-au scumpit. Noi nu mai știm ce să mai zicem în pielul ăsta. Trebuie o schimbare să poate mergem înspre bine. Ne-am săturat de minciuni, de vorbi multe, vorbi în plus, care nu putem să înțelegem ceva mai bun. Vrem ceva mai, o schimbare ceva mai bună cu toate astea, ca să mergem pe un drum mai bun. La vot duminică, la referendum. Da. Vă duceți? Da. Sunteți hotărâtă? Da. Membrii familiei, rudele, vecinii dumneavoastră ați discutat cu ei ce spun? Să duc, nu să duc? Da. Mergem la referendum. Bine, și vreau să vă întrebăm dacă mergeți duminică la vot. Mergem. Vă duceți, nu? Mergem. Sunteți hotărâte? Suntem la vot. Pensiile luate. Pensii. Da, lasă că bine faci. Da? Că nu e nicio problemă. Șanse și noi să facem o schimbare. Adică atâția ani nu mai nu? Da, la fel. Sunteți hotărâte, vă duceți la vot? Da, bineînțeles. Da? Da. Vrem schimbare. Vă duceți la vot? Da. Am fost mereu la vot. Mereu. Da. Și trăiți greu și la mărâtă. Pensii mici, nu ne ajunge, dăm bani pe medicamente, pe mâncare, vai de cap. Mai mult de toate spitalele astea. Uite, aș vrea să mă internez. La Panciu nu este loc, la Mărășești nu e spital, la Focșani e aglomerat și uite că nu pot să mă duc nici la un spital. Președinte, că se mai taie din paturi, că sunt prea mult. Păi spune, da, sigur că se mai taie din paturi, dar cum? Să mă duc la spital, că prea mult. Că am fost la Panciu și stau câte doi în pat. Eu unde să mă mai duc să mai stau? Mare pretenție să-l votăm. Adică îi plătim milioane că suntem medicamente. Medicați de inimă și vai de capul nostru și lașism. Facem noi schimbare. Vă duceți? Cum? Sunteți hotărât? Da. Familia ce zice? Tot așa. Păi cine e capul de familie, nu eu? Ce ați dori să vă aducă ziua de luni încolo? Să schimbi pe Băsescu. Da. Adică votat, da. Votat, da. 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 Mergeți, sunteți hotărâte. Da. Pensiile mici, da? Toate s-au scumpit, benzina și-a puțin lasă de dorit, motorina la fel, agricultura e la pământ, toate sunt la pământ. Poate dă Dumnezeu și cu ajutorul Dumnezeu poate să schimb. Și scăpați de... Și scăpăm de sărășie. Păi da, trăim într-o sărășie cu 3 milioane jumate cu o pensie, 3 milioane jumate și să facă un om. Păi da, la 55 de mii kg de zahăr, pe scoveniți mâncă și o carne de șai, nu-ți mai convine. Toți vedem. Toți vedem o schimbare, sigur. Deci da. Cu oamenii, cu ajutorul lui Dumnezeu? Da, să schimbăm mai în bine. Mergeți duminică la vot? Cum să nu merg? Mergeți. Păi? Sunteți suicisă. Păi dar cum să mă duc? Și dacă-s bătrân nu merge? La vot? Merg. Vă duceți. Da, cum să da, mă duc? La vot, adică... Cadă chiorul! Da-și mă din gură, mă, că nu-i frumos să vorbești. Cadă chiorul! Da, doamne, facem o schimbare. Ei, adică. Să încercăm și așa, poate. Eu știu, ca să criticăm, să facem, nu e nicio problemă. Fapte fără vorbe. Da, așa exact. Da. De ce vă duceți? Că să-l dea chiorul jos. Da-și mă din gură. V-a săturat. Nu te-ai loc. Da, bineînțeles, ne-a tăiat și pensii, ne-a tăiat. Sunteți hotărât? Hotărât? Nu că hotărât, foarte hotărât. Familia, vecinii, ce zic? Toți, la fel. Cum trăiți acum, dumneavoastră? Foarte rău. Rău? Da, că ne-a tăiat pensii, ne-a distrus tot. Am înțeles. Da, să știți. Și ăsta e drumul. Ăsta e drumul, da. Ăsta e drumul să-l dăm jos. Să-l dăm jos. Dăm jos. Am săturat 8 ani de zile. Am înțeles. Ne-am săturat 8 ani de zile care ne-am mâncat zile, ne-am mâncat bani, ne-am mâncat tot. Olea.